Păi vă salută, fratele Conacu, și bine m-am găsit la un nou vloguleanu. Părul crește, totul crește, își revine la normal și eu mi-am revenit la normal. Vă salută, fratele, bine m-am găsit la un nou vloguleanu. Nu mai e bootcamp, dar am rămas așa puțin în urmă cu bootcamp-ul. Am, totuși, îmi pare rău, am un clip, un daily de la bootcamp, pe care totuși l-am filmat, dar nu l-am postat, nu i-am dat nicăieri să ni să editeze, ni să facă nimica, pentru că mi s-a părut mie cam boring, așa, și știi cum e pe YouTube. Dacă ție nu-ți place, nu-l pune. Dacă ție nu-ți place ca omul care creează, omul care in the middle of the people, nu îl pune. Vă salută, fratele Conacu, bine v-am găsit la un nou vlog anul pe acest canal. Astăzi vă iau cu mine peste tot. Unde mergem astăzi, ca să înțelegeți, avem de făcut câteva chestiuțe mici. Mergem să ne vedem cu primii sponsori de pe canalul de gaming. Primii. Mergem să ne vedem cu băieții de la Achilles. După care mergem în Jilava, pentru că, știți cum se zice, bunica mea zicea o chestie de asta: la barza chioară îi face Dumnezeu cuib. Ideea e că m-a sunat un prieten acum 2-3 zile și mi-a zis: bă, uite, sunt în Jilava și am un băiat aici care te place foarte, foarte mult, un om matur, în vârstă, peste 30 de ani, și vrea să te vadă neapărat. Zic: băi, nu pot să vii neapărat acum, eram la socră, mă rog. Și ce, dacă vrei să vii, zice, uite, poți să vii și cu mașina aici, că omul e, are service. Și zic: bă, da, zic, o să vin, dar nu știu când. Și l-am sunat după aia pe om și mi-am dat seama: bă, stai un pic așa, că aș putea să mă duc, pentru că și am nevoie la Skoda să fac ceva. Ce se întâmplă cu Skoduța? Păi Veronica are niște bubițe la piciorul drept în față, că s-a avut de ceva ciudat pe acolo, și eu încă mai am 20 de km de făcut cu motorina pe care mai am în ea. O să fac și o full astăzi. Bine, nu o să filmez exact fiecare particică când mă duc eu să bag motorina și astea. O să fie foarte, foarte greu. Dar avem de făcut în felul următor. Mergem la sponsor de pe canalul de gaming, mergem în Jilava, 45 de minute lejer din Pantelimon până în Jilava. După care mergem, ca asta voiam să vă anunț, asta e surpriza de astăzi, mergem să luăm mesele care au fost la bootcamp. Încă o dată, la barza chioară îi face Dumnezeu cuib. Vineri am terminat la bootcamp și am luat eu toate mesele la mine, și sâmbătă avea unchiul meu, deci imediat ziua următoare avea crunie. Și eu m-am dus cu mesele după mine și am zis: bă, dacă ai mese? Da. Și că bine, ok, eu le-am în pasă după mine și n-am zis. Ok. Și mă sună în două ore și zice: bă, băia care închiriau mi-au dat țeap. Zice: ai, na, le ale. Și au fost perfecte mesele alea. Merge de la un chimiu celulon că a fost la colonie. Azi e luni când filmez eu treaba asta. Duminica am zăcut, am făcut un live pe gaming, dar nu mai puteam, am plecat cu frâna de mână. Sâmbătă am băut, n-am băut în viața, în vieților mele, halul ăsta. Am bine cum trăiesc. Luăm mesele și venim înapoi aici și ne apucăm să amenajăm bootcamp-ul. Da, mă, facem și noi un bootcamp. Deci mi-a plăcut atât de mult ideea asta de bootcamp de la băieții noștri All Stars, încât am zis: bă, trebuie să fac și eu neapărat un bootcamp la mine acasă. Mi-am convins eu așa prietenii mei să vină și să-și lase calculatoarele la mine și o să le vând și nu mai contează. Așa că o să amenajăm un bootcamp la mine în living aici, eu și prietenii mei. Eu, valiză, Uțanu, Bebe și Grasones. Am cropit noi așa câteva zile în care putem să stăm mult, să pleacă la 5 mereu, că la 5 seara care treabă. Grasul vine de vineri, noi ne strângem de joi. Practic eu, valiză și cu Bebe suntem singuri care avem mult timp full. O să-l facem de joi până duminică. Și o să fie ca direct. O să facem și live-ul, să facem bam. Deci ăsta e itinerariul pe ziua de azi. Da? Dacă se mai ivește ceva, vedem. Nu uita să apăsați butonul de like, subscribe dacă ești pentru prima oară pe acest canal și nu uita Conacu oficial pe Instagram. Trebuie să facem 100.000, avem nevoie de 900 de oameni. 900 de oameni și facem 100.000 de followers. Conacu Bifă pe TikTok, Conacu Gaming este canalul meu secundar unde petrec foarte mult timp acolo, și să-i dăm drumul la treabă. Wow! Bineînțeles că minte mai întrebe mie, că de toate am. Bă, frate, am dat și eu drumul la centrală pe 35 de grade acum o săptămână. Băi, nene, eu îi dau drumul, ea oprește, că ei cald. Bă, frate, dar eu mor de... Sărăcit? De vreo 3 săptămâni încoace. Bine, acum mă mai trebuie cu pe ceaiuri. Azi dimineață mi-am făcut ceai de mușățel, am luat mere, am și mere de asta la altă dăși, că e untură. M-am îmbrăcat și eu frumos, tricul ăsta cu jegosul suprem de pe shop. Așa. Jacheta asta dată capa în capa. Mă bucur că avem puțin toamna, că pot să-mi porșu jachetele, hanoracele și bluzele, iar. Iar dacă vă vreți să cumpărați și voi un jachet, un training, un ochelar, un Adidas, un șap, bască, o husă, un ceas cu Conacu, un portofel, un tricou, un kilot, un ochelar, un orice, intrați și voi pe www.conacu.shop. Vă cumpărați de acolo, oricum apare pe ecran în descriere toate nebunile. Haideți să mergem să ne vedem cu cei de la Achilles, pentru că are tata să le zică ceva. Ai dat like?
Când v-am zis că mai am de făcut 20 de kilometri, nu v-ați crezut, nu? Ia zice, asta cu service now e intervalul ăla de service pe care niciodată nu-l refac. Câtă motorină mai are tata? Mamă, 10 km! Băi, nu e ok! Tata, mă, vrem să băgăm motorină, să vedem dacă mă țineți 2 km jumate până acolo. A, mă, că mă ține, ce ești nebun? Facem full-ul la fetiță, ce aveți? 319 și 92 de bani, adică 54 de litri 78. Ați râs de mine mai devreme, da? Ops, armala! Bă, o chestie foarte șmecheră, îmi place mie la Rompetrol față de alte de-astea. Am cumpărat și eu ceva și ai un card la Rompetrol. Vrea să le zic, doamnă, dar n-aveți și voi un director de marketing să-mi dea și mie acolo 3-4 sticle de suc pe lună sau de apă, că nu mai beau acum suc. Deci am făcut full-ul, mi-am luat și eu un energizant Red Bull, că început de săptămână am voie. 1, 2, Aqua Zero, dar nici nu știu ce sunt astea, dar mă rog, dacă-s bune, dacă nu-s bune, Jaxi, tu ești de vină, că l-am văzut la Jacksones. Sunt la benzinărie, pă, uite, arăta la băieții aici că sunt pe vlog. Salută vlogul. Le arătam la băieții aici că am făcut full-ul la mașină, că mai aveam 10 km de mers cu motorina. 10, bă! Ai băgat și tu motorină în mașină, nu mai mergi pe zero. Ia uitați aici, punctele astea, mă, asta e important. Deci am, îmi arată că am 813.47, adică 81 de lei, moca. Te valiză, eu mă duc până în Jilava, frate, vrei să te sun după aia când vin? Să mergi la mine, să vă amenajăm acolo? Da, poți să vin și acum să mă iei, dacă tu ești departe. Sunt la mine, la Pantelimon, hai că vin să te iau, hai. Hai, bine. Pa. Bun, da, mă, vă ziceam de băieții ăștia, super șmecherie, de la Rompetrol. Tactic, de fiecare dată când alimentezi sau faci ceva, ei îți dau puncte pe un card pe care tu trebuie să-l compostezi la început și cu punctele alea poți să-ți cumperi orice. Iei puncte la tot. Ce faceți, mă? Bine v-am găsit, vlog în vlog. Stai, mă, că facem vlog în vlog, ce să mai... Vlog în vlog. Vlog în vlog. Și zis pe, la început de clip, am zis, bă, dacă n-apare, asta trebuie să facem, dacă n-apare ceva am pus, la sigur apare de fiecare dată. Eu zic, cam asta e tot ce trebuie să facem. Azi valiză că e liber și mergem la ce să mai... Vlog în vlog. Băiți, am revenit mașină, așa ca să vadă și vlogul meu, vlogul tău. Hai zic. Dacă nu avem mult. 42 de minute. N-avem mult. Și unde trebuie să ajungem? În Jilava. Da, mă, băieți, am luat și pe Valezoi și am și o care cine să ne filmeze, dar apare, n-are cine să mai filmeze. Ba da, mă, filmez și eu. Deci fii atent ce trebuie să facem. Trebuie să mergem în Jilava. După aia o să mergem la Chiris. Și după ce mergem la Chiris, mergem acasă la Marin, unde am făcut colonia. Luăm mesele, le curățăm un pic, ajungem la mine acasă și golim tot living-ul și punem mesele. Nu e mult. O să stăm mult la volan, asta ne omoară. 45 de minute dus acum, 45 de minute întors 100%, deci o oră jumătate. Deci vreo 2 ore, 2 ore și un pic. Deci conducem. Mâine, ca și cum ajungem acasă. Mâine suntem și noi acasă. Hai zic. Bă, m-a lovit unul. Acum ai văzut tu? Da, m-a lovit, asta e recentă. Ce ți-a zis, mă, că să ia cu flipa la mine? Caut-o. Gata, gata, mă. Am venit aici să ne dea o țeacă corectă. Da, mă, băieți, am venit aici la Eugen, care a zis că ne face o revizie la Scoduța. Nu știu ce înseamnă revizie la Skoda, dar dacă mă încadrez în 70 de lei, mie-mi convine. Hai, mă, să vedem ce face băiatul la Skoda, ce găsește. Hai că zic eu care sunt problemele la aia. Te uiți și tu pe dedesubtul ei și doi, vreo două săptămâni mi-a făcut aici. Porneam, mergeam ușor, pentru că... Dar pe dreapta față. Are rest, n-are nimic altceva. Să te uiți tu așa pe unde vrei, să o vezi și tu, să o analizezi. Da, mă, ne uităm pe dedesubt, să vede ce are pe aici. Ma, nu ne mai uităm pe dedesubt. Ce are, mă? Nu, nu. Ce are, mă? Păi uite și tu, e plină de rugină. Unde, mă? Uite, e rugină peste rugină. Unde, mă, rugină? Uite, rugină, na, uite, na. Aia e rugină? Da. Ce e, mă, e urmă de rugină, ești nebun? E pui de rugină. Ce, mă, n-are niciun pic de rugină. Da, mă, gândesc să o vând și să-mi iau o altă mașină. Și asta? Nu, o să-mi iau și asta, frate, prea cum. Dacă vine fisul Bill Gates și-mi bagă vreo 40 de mii, așa, pe moment. Dar m-a lăsat filmatorul meu. Da, mă gândesc la un A6, la un A5 coupe. Avem noi gânduri de-astea multe, da, na. Ia zi, mă, băia, ce-i faci? Ce verifici acum? Jocuri roți, rulmenți, aia zi. Care mi l-a mai făcut odată stânga, nu? Mi l-a mai făcut odată băieții, care se blochează etrierul ăla. Plăcuțele, dar nu asta. Deci avem nevoie noi. Mi-a zis ăla de la ITP-ul, zic ce mi-a zis. Mi-a zis că am probleme cu cabluri la frâna de mână și nu știu ce. A zis că nu-mi ține ca lumea. Ia fiți atenți aici. Pe YouTube există un țeacă computer. L-am găsit pe țeacă mașinios acum. Deci a tras de 3 brațe, a atrat o roată jos, a zis că-l frige discul, că i-am dat, că... Și-a pus ulei, l-am văzut, eu s-a dus acolo, a pus ulei pe deget, a venit sub motor, a făcut ia uite, curge ulei. Ba, m-a luat că două plăcuțe alea puse invers, roțile jos. Atenție aici, haideți să auziți așa puțin. Auziți, furia de la alternator, culeaua la alternator, cablaj ectoare, cabluri frână de mână, etrier frână de mână, brațe de inversat pe spate, bilete anteriorul spate, capotă de schimbat, geamuri de îndreptat,
parbrizul e spart, gata, mă, băieți, am făcut-o pe treabă. Dacă cumpără cineva Skoda, dați-mi 10 Porsche pe ea. O dau în noiembrie, pe 10 Porsche. Cum se numește? Gen Car Motors. Nu recomand. Cu cea mai mare încredere, dacă aveți bani de cheltuit, dacă, deci dacă ați strâns bani vara asta și nu v-ați dus în concediu, nu știu, v-a murit soacra, a înfătat cățaua, orice, aveți bani și nu aveți ce să faceți cu ei în septembrie, Gen Car Motors, veniți aici, frate. Bam, bă, face băiatul ăsta frumos, bam, 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 bam. Băgați pe oaze, vedeți că e jiraba, trebuie să mergeți, să-i dați drept înainte, cum făcea mama aia, de tot așa și așa. Și ajungeți aici. Ia-ți valiz. Îmi dai 10 milioane pe ea acum. Pe Revolut. Dacă îmi dai bani pe Revolut, pleci cu ea. Eu? De ce dai tu 15? 10 milioane? Acum? Hai, hai bani, că ai făcut bani buni. Da, mă, băieți, mașina e bolnavioară puțin așa, dar dacă îi face ceva, dacă îi face ceva, dacă nu merg acum, îi dau tot servisare, zic la fel. Doamne, mașina crapă asta. Eu acum o iau, mergem până la Constanța. Dacă nu îi dau 210 și în continuu. Da, mă, băieți, deci am făcut ce trebuie la mașina aici, așa cum mergem să mănânc șos. Da, mă, băieți, asta e revizia. Achiris, venim. Castorul m-a întrebat și el acum, să întreb domnul Dumitru. Costă un scaun. Castorul nu știe că ăștia o să-mi facă de la Chiris, o să fac un scaun personalizat cu Conac și o să dau giveaway pe canalul de Gabi. Stați acolo, atunci. Mergem să mâncăm ceva și mergem la sponsorii noștri, Chiris, nu știu dacă filmăm la sponsor, dar e ok. Păi băieți, totuși, Caterinca, dar am făcut ceva la băiatul ăsta. Aveam un becars pe poate la frână, mi-a schimbat el, aveam eroarea aia. Trebuia să resetez intervalul de service, că mașina te anunță de 10-10.000 de km sau cât îi setezi tu. Când îi faci servisul și intervalul, când îi schimbi ulei, mașina te anunță că are nevoie să-i schimbi ulei și de-asta. Adică e o setare pe care mașina o pune la 10.000 de km sau la orice sumă, nu știu cum e exact. Este o avertizare din mașină care te anunță, de obicei, când să faci schimbul de ulei plăcut întreținere la 10.000 de km, te anunță că trebuie să faci asta. Dacă tu o faci la 8 și nu-i resetezi intervalul, la mașina o să-ți dea. Uită, mereu aveam ăla, service now. Mașina zice, bă, trebuie să faci service. Că pași de eroarea aia și acum gata. În mare parte v-am zis mai devreme ce probleme are mașina. Te să le schimb, cred că mi-a vreo 1000 de lei, mă. Cam așa mă duce. Fără manoperă. Dacă manoperă, cred că ar fi vreo 1500, maxim 2000. 200 de milioane și mi-a altă mașină. Dar merge bine Skoda. Chiar merge bine. Și în afara faptului că tremură, trepidează, n-are frâne, tremură. Scoate fum, tremură, dar tremură. Tremură. Unde am lovit mașina aia, mă, ieri? Unde? Eram la altă. Când am intrat la mama. Trebuie să mâncăm o ciorbică și să mergem la sponsor, după aia să facem treaba acasă. Aș vrea, te rog, la felul 2, un mușchi de vită pepe verde. Ce este? Mușchi de vită pepe verde. Pepe verde. Și e cu piper mult? Adică e picant rău? Se pune deasupra, dacă vrei, se pune separat. Separat. Și o garnitură la el ce punem și noi? De obicei cartofi și da. Cartofi la cu wedges de aia. Nu mă, bă, și nu-mi place mie la voi. Trezul ăla, bă, și că-i de sărmani. Bă, n-are și-l zeamă, sos, nimic, mă, să fie și la așa, să fie închegat. Păi, cum, mă, pilaf, mă? Fii atent, dă-mi cartofi prăjiți. Da, mă, băieți, mă dă halealos și eu mănânc o ciorbiță de văcuță cu smântână și cu ardei, o focaccia cu usturoi și parmesan și vreau să încerc și eu să mănânc un pic mai bio, un mușchi de vită, pentru că e la reducerea, văzut că are 30% aici, redus de la 50 de lei la 30 de lei, are o reducere de 40%, încerc și eu mușchiul ăsta de vită cu piper verde, e făcută doar cu piper, mai bine făcută încă o focaccia, el și-a o pizza acasă și beau o limonadă care e foarte rece. Între timp am rezolvat la Achiris, am fost la Achiris și am vorbit cu cei de la Achiris care sunt sponsori pe canalul de gaming. Am rezolvat. Ne fac și noi o chestie frumoasă pentru că și noi suntem gigea cu ei și băgăm și noi și pe canalul mare și pe canalul mic. Ne dau și ei scaunele, împrumut frumos bam bam pentru bootcamp-ul ăsta și full gear Achiris pentru bootcamp-ul ăsta. Să nu-și mai care toată lumea, să-și aducă doar monitorul și calculatorul. Simplu dat. Nice. Cel mai bine. Și plantăm și pe băieții acolo bine să fie, să lucreze toată lumea. Am fost acasă la Marinica, am luat mesele repede, n-aveam ce să filmăm acolo pentru că pur și simplu am luat masa, i-am scos picioarele, am pus-o în mașină. O să mâncăm și noi ciorbița asta, facem și noi mukbang. O să filmez un clip, în clip care nu apare aici. Aici fac vlogul ăsta și pe de altă parte filmez mukbang. We are home. Aici urmează să fie amplasat totul. Avem niște treabă de făcut. Trebuie să spălăm și ne păjească de cățelușii mei și de pisici. Eu am 2 căței și 2 pisici. Bulldogul care stă în casă cu cele 2 pisici. Momentan asta mai mult pe afară, dar îl băgăm în casă și am învățat, frate, decât să fac în casă. Facem casă mult. Avem astea, mesele de la bootcamp. Instalăm, facem curat, deci scoatem totul, facem curat pe jos și după aia punem perifericele și în vlogul următor calculatoarele și tot ce trebuie să vedeți. Mă duc să mă pregătesc și o să îi dăm drumul la treabă. Fiți atenți! Avem 5 mouse pad-uri de la Achiris, 5 mouse Achiris, 5 căști Achiris. Pe mine scrie Achiris, Achiris, ia-mă acasă Achiris. Gata, mă, băieți, așa arată mesele pregătite.
Avem tot ce trebuie dat da Chiris aici. Ei mă sponsorizează pe mine pe canalul mic. Eu m-am dus asta să mă văd cu ei și am zis așa. Zic, bă, uite, urmează să fac un bootcamp catering. Că Oana, zice Monica, da mă, că n-am nevoie de scaunele astea. Hai să ține doar la bootcamp. Și eu, gen, nu m-am dus și măcar m-am gândit. Că nu mai am treabă ca să nu ne intersectăm cu cei de la All Stars. Și iau-te totuși că mi-a băgat aici mare sponsorizare. Ne-a băgat niște produse. Produsele sunt produsele pe care le-am primit eu la giveaway. Și o să-i fac cu șmânărie de aia poate. Și să zic lui Monica, dar hai să le las pe astea la băieți, să le dau la cei patru băieți care vin. Fă la rămele, să le dau astea, să se joace băieții cu ele. Bă, doar dacă sunt cuminți și învață din bootcamp-ul ăsta. Le dau mousepad-ul, căștile și mouse-ul. Scaunul nu putem să-l dăm, că trebuie să le returnăm. Dar o să vină pe canalul de gaming un giveaway cu mouse personalizat, cu numele Conac. Cam asta a fost pentru astăzi. Fratele Valiza a fost alături de mine toată ziua. Am făcut și mukbang, am făcut și de toate și toate nebunile. Azi e luni când filmăm treaba asta. Marți nu se face nimic la ele. Însă miercuri ne vin scaunelele și miercuri vine Valiza cu PC-ul lui și poate l-aduce și Uță, să vedem dacă vrea să aducă și Uță. Cam asta e. Dar înainte de ending-ul ăsta, trebuie să vă arăt ceva legat de mousepad-ul ăsta. Așteptați. Înainte de ending, trebuie să vă fac în felul următor. Am nevoie de ajutorul vostru în comentarii acolo, conacii mei, toți conacii mei vreau să mă ajute. O să țin cont. Cele mai multe păreri o să câștige. Deci, acolo lipsesc o pereche de căști, o pereche de căști care o să vină o dată cu scaunele. Ce am eu nevoie să-mi spuneți? Să vă uitați așa puțin, am și o surpriză pentru voi, să vă uitați așa puțin să-mi spuneți ce loc să-mi aleg de aici. Ce loc votați voi cel mai mult? Locul ăla o să-l aleg și o să stau. Și avem așa, 1 acolo, uite ăsta e locul, mousepad-ul ăsta, locul 2 aici, locul 3 aici, locul 4 aici și locul 5 aici. Spuneți-mi acolo, hai să văd, unde vreți să stau? 1, 2, 3, 4 sau 5. Cele mai multe comentarii cu locul vor câștiga băieția, poziționarea mea vor câștiga. Votați acolo, da? Și watch this. Și v-am promis și o surpriză. Ia uite-mă ce frumuseți. RGB, tat. RGB. Uite, de aici așa o să vad. Bă, vezi că o să fie părțime române. Ignorat, bă, ce se întâmplă la mine pe scară aici. Mamă. Ignorat, bă, ce se întâmplă la mine pe scară acolo, dar ia uite-mă cum o să vadă, tat. Mamă. Talent, nu. Talent, Achilles. Talent, talent. Să butonul de like, subscribe dacă ești pentru mine pe acest canal și nu uita Conacu oficial pe Instagram. Ne-am pregătit să facem 100.000, sper să fi făcut 100.000 până apare clipul ăsta. Conacu cu bifotul pe TikTok, Conacu YouTube, pe Facebook și urmăriți-mă și pe al doilea canal, Conacu Gaming, pentru că acolo o să facem live-urile cu CSGO Bootcamp.